Eu cred că domnul Budoi are obligația să se concentreze pe reformele pe care le are de livrat către public. Și nu e o glumă. Vom fi într-o mare problemă dacă Ministerul Muncii nu vine cu reforma pe salarizare și reforma pe pensii. Repet, nu le-am văzut, dânsul n-a vorbit despre ele, a vorbit exclusiv despre triplări, măriri de 5, 6, 10, 20 de ori de pensii și salarii, promisiuni nerealizabile, nesustenabile în acest moment, dar sigur poate să vorbească despre obligațiile pe care le are ministerul. Mai departe vor vedea dânsii în coaliție ce concluzii vor trage. Se vor face majorări întotdeauna care sunt sustenabile și pe care bugetul le va permite. Niciodată nu o să vedeți Partidul Național Liberal povestind despre măriri de 100 de ori mai mari la pensii și salarii, câtă vreme alocările bugetare pentru așa ceva nu există.